Binecuvântat să fie în numele Domnului. Dragii mei, urmează ca preț de câteva momente să stăm în jurul Evangheliei, a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne uităm în Biblie, să ne uităm în noi înșine, să putem și de această dată să ne facem o bună analiză a vieții. Nu o să vă spun lucruri în dimineața aceasta pe care nu le cunoașteți, în schimb, am să vă spun lucruri la care veți putea să reflectați, să vedem fiecare dintre noi cam pe unde suntem și ce trebuie să facem în viața noastră ca să putem să fim oameni cât mai aproape de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a lăsat viața într-un om ca omul să trăiască foarte, foarte aproape de Dumnezeu. Dar în drumul acesta spre veșnicie, Dumnezeu l-a îmbogățit pe om și l-a ajutat să facă fapte vrednice și l-a ajutat să trăiască frumos. Dar mai apoi în viața oricărui om se dă o luptă să îi se fure, să îi se ia, să piardă ceea ce îl face de fapt să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc un singur verset din epistola a doua lui Ioan, și anume versetul 8, care spune așa: păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Pentru că, dragii mei, ca și oameni, mergem spre o veșnicie, că sufletul e veșnic. A venit de la Dumnezeu și în mod normal la Dumnezeu trebuie să se întoarcă. Dumnezeu l-a lăsat pe om, și mai spuneam eu asta și cu altă ocazie, să vină pe pământ, să trăiască o experiență nouă. A lăsat sufletul să vină pe pământ să trăiască o experiență nouă, iar după anii pe care Dumnezeu îi lasă să îl trăiască aici, să se întoarcă înapoi de la cel care a dat sufletul. În timpul acesta în care omul trăiește pe pământ, deprinde anumite acțiuni, trăiri, sentimente, fapte, vorbe. Și orice om are un moment frumos al vieții lui. Pentru că Biblia arată ceva ce nu poate să conteste nimeni. Dumnezeu a pus în fiecare om gândul veșniciei. Pentru că Dumnezeu a pus în fiecare om gândul veșniciei, orice om, fie că recunoaște, fie că nu recunoaște, are acel moment în care trăiește frumos, că e o bucată de vreme mai lungă, că e mai scurtă. Mai apoi, trăirea aceasta frumoasă, recunoscându-L pe Dumnezeu că El e suveran, că e Dumnezeul care te ține, că e Dumnezeul care e mare, care trebuie să coordoneze viața ta, în viața omului, când omul trăiește așa, își pregătește veșnicia și pavează, dacă vreți, drumul vieții spre împărăția lui Dumnezeu. Doar că, în dreptul oricărei persoane, și dumneavoastră știți asta, se dă o luptă extrem de puternică să îi se fure, să îi se ia omului, să piardă omul ocazia de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care omul pierde, orice om care în viața asta pierde ceva, o să-i vedeți că îi se posomorește fața, că la un moment dat îl ia tristețea pentru că a pierdut, mai ales dacă e ceva de valoare. Oricât ai fi de tare, nu poți chiar să nu te intereseze când pierzi ceva de valoare. Diavolul știe că omul trebuie făcut să piardă, să piardă momentele frumoase, să piardă credința, să piardă momentele în care Dumnezeu e suveran, pentru că dacă ai pierdut momentele în care îl recunoști pe Dumnezeu ca suveran, deja lucrurile încep să se destrame încet, încet. Acum, dacă facem o analiză a vieții, și aici vă provoc în dimineața aceasta să fim cu multă sinceritate și să ne uităm profund în viața noastră, că parcă în generația în care noi trăim, oamenii au cam pierdut acea atmosferă în care Dumnezeu e suveran peste toate.
Cam pierdut omul momentele în care e coborâtă prezența lui Dumnezeu. Oriunde vă veți uita în Scriptură unde a coborât prezența lui Dumnezeu, dragii mei, momentele alea au fost extrem de înălțătoare. Chiar dacă vă spun ceva ce n-aș fi vrut să exprim ca predicator și ca păstor în generația noastră, dar trebuie să fiu realist. Generația în care noi trăim a pierdut deseori prezența lui Dumnezeu și ne-a mulțumit cu o imitație a prezenței lui Dumnezeu. Ne-a mulțumit cu o tentativă de prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă spre exemplu și vă dau exemplu biblic. În momentul în care Isaia intră în templu, în templu, acolo era prezența lui Dumnezeu. Când Isaia intră în templu și în templu era prezența lui Dumnezeu, Isaia începe să trăiască momente pe care nu le-a trăit până atunci la intensitatea respectivă. Pentru că unde e prezența lui Dumnezeu, sentimentul omului muritor începe să vibreze. Uitați-vă, spre exemplu, dacă luați un material ușor, metal ușor, și să fie așa o placbandă așezată bine și lângă acel metal ușor să rezoneze un sunet, veți vedea că acel metal începe să vibreze. Dar cam așa e și cu inima omului. Când e prezența lui Dumnezeu, nu se poate ca inima omului să nu vibreze, nu se poate asta. Pentru că suntem într-un moment delicat al generației noastre. Suntem într-un moment periculos de-a dreptul al generației noastre. Pentru că, dragii mei, aici fiecare își face cercetarea proprie, fiecare, cu sinceritate, nu o să aștepte nimeni răspunsul public al dumneavoastră. Dar parcă atunci când nu mai avem puterea să ne facem propria analiză, când nu mai avem puterea să ne uităm în noi înșine, noi pierdem. Și diavolul știe asta. Și haideți să aprofundăm subiectul ăsta cu foarte multă sinceritate și să ne gândim, când vorbim de prezența lui Dumnezeu, mai este ea simțită în așa fel încât inima să mai vibreze? Mai este ea simțită în așa fel încât să zboare timpul și să spui, bă, s-or dus 3 ore și or zburat alea 3 ore? Mai este inima să vibreze când te pui, spre exemplu, pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și simți prezența lui Dumnezeu și să trebuiască să te ridici de pe genunchi pentru că trebuie să pleci neapărat. Pentru că trebuie, nu poți să întârzi, ai stat prea mult acolo pe genunchi din punct de vedere al timpului uman, că trebuie să pleci. Pentru că prezența lui Dumnezeu trebuie să vibreze în inimile oamenilor, trebuie să se vadă în inimile oamenilor, trebuie să se simtă în inimile oamenilor. Când nu mai este prezența lui Dumnezeu care să copleșească viața în așa fel încât omul să tremure și să nu tremure de groază, dar să tremure de respect, viața omului vrând nevrând se îndepărtează de sursă, viața omului vrând nevrând se îndepărtează de Dumnezeu. Pentru că la un moment dat David s-a recitat în dimineața aceasta și am ales să rămân în tonul dimineții. Pentru că David s-a îndepărtat la un moment dat, n-a mai lăsat să vibreze prezența lui Dumnezeu. Prins, că aici omul trebuie să fie foarte atent, cu treburile împărăției, cu problemele vieții, cu aglomerația situațiilor complicate. David la un moment dat n-a mai simțit prezența lui Dumnezeu. De mai simțim prezența lui Dumnezeu, David a născocit în mintea lui traiectoria unui păcat greu. Dacă era prezența lui Dumnezeu acolo, tremura ăsta din toate încheieturile. Bă, nu pot să iau nevasta lui Urie. Dar pentru că prezența lui Dumnezeu nu mai vibra acolo, pentru că prezența lui Dumnezeu nu mai rezona acolo, David a fost dispus și disponibil să meargă într-o traiectorie aleasă de el, crezând că Dumnezeu n-are nicio treabă. Că la un moment dat prezența lui Dumnezeu a fost îndepărtată de Samson prin faptul că a ales să interacționeze într-un mod ilegal și peste limita așezată de Dumnezeu cu filistenii. Dumnezeu s-a retras. La un moment dat, Samson încă avea putere.
Pentru că Biblia spune că la Dumnezeu nu-i pare rău de darul pe care îl dă. Dumnezeu nu i-a luat puterea lui Samson, Samson și-a dat-o singur. Nu Dumnezeu a zis, bine Samson, hai să-ți iau puterea, nu. Samson pur și simplu și-a dat singur puterea. Dar Samson nu mai rezona, nu mai era acolo pe unda aceea în care să spună, bă, până aici deja glumele astea pe care eu le fac depășesc o limită. Deja joaca asta cu filistenii devine periculoasă. Dacă rămânea în, știți ce zice Biblia, Duhul Domnului îl purta pe Samson. Cât timp îl purta Duhul Domnului, Samson rezona. Când nu l-a mai purtat, pentru că Samson a zis, acum pot să fiu și eu cu pe deciziile mele, a ajuns într-un punct în care a rezonat cu altceva. S-a îndepărtat, de ce a trebuit Samson să-l cheme pe Domnul? Doamne, zice, între stâlpii ăia filistenilor cu ochii scoși, bătut în ultimul hal și batjocorit, Doamne. Dacă vreți, rugăciunea lui Samson a fost ceva de genul, mai lași prezența ta peste mine? Dovada faptului că prezența lui Dumnezeu a plecat de peste David e psalmul care spune, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Câtă vreme am tăcut, spunea David, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, pentru că nu mai era prezența aceea specială. Trebuie să recunoaștem în dimineața aceasta, iubită biserică Efrata, că noi ca și generație suntem oameni care simțim din ce în ce tot mai puțin prezența adevărată a lui Dumnezeu. E o tristețe. Pentru că venim în locul acesta și avem cântăresc care cântă excepțional de bine. Avem predicatori care predică foarte bine. Avem mulțime de oameni, suntem sute de oameni la fiecare întâlnire aproape. Suntem aici oameni care ne adunăm împreună, împlinim Biblia din multe aspecte, venim împreună în același loc, dar mai trebuie să mai fie oameni atenți ca să nu piardă prezența lui Dumnezeu. În momentul în care cineva pierde prezența lui Dumnezeu din casa lui, acea casă se va dărâma în mod sistematic. Când pierzi prezența lui Dumnezeu din educația copiilor tăi, îi vei pierde și la un moment dat vei putea să aduci câte justificări vrei tu. Se prea poate înaintea lui Dumnezeu să n-aibă nicio relevanță. Pentru că unde e prezența lui Dumnezeu, omul vibrează. Și în prezența lui Dumnezeu, omul, dacă îmi permiteți o exprimare mai plastică, nu mai comentează. Uitați-vă de ce vociferăm de multe ori. Nu-i chiar așa. Las că nu mai voi sunteți nu știu cum. Bă, vă ești nu știu cum. Ești... Dar de ce oamenii au atitudinile astea mereu impulsive, mereu vociferatoare, mereu care să vocifereze, să zică că nu-i, că invers, că vezi, Doamne, știți de ce? Pentru că nu mai e prezența aia lui Dumnezeu care să-i facă să se cutremure. Uitați-vă când, spre exemplu, doi colegi, hai să creionăm un scenariu. Un șef mare, foarte mare, șeful companiei mari, un șef de echipă și un muncitor de rând. În momentul în care muncitorul de rând vrea să-și păstreze locul de muncă, dar nu prea l-ascultă pe șeful de echipă și la un moment dat ăsta îl pune în fața șefului mare. Dacă omul vrea să-și păstreze locul de muncă și e conștient că fără locul ăla de muncă va fi foarte complicat, șeful de echipă îi spune orice. Ăsta nu mai comentează. Cât îți iei singur pe șantier, îi întoarce vorba, îi aruncă sculele, ce știu eu, se comportă într-un mojalnic. Când e șeful mare acolo, de ce? Simpla prezență a omului care deține controlul absolut în compania respectivă îl face pe ăsta să nu mai spună nimic ofensator. Ba, dimpotrivă, să zică doar să trăiți, am înțeles. Dar tot așa e și înaintea lui Dumnezeu. Pentru că deseori prezența lui Dumnezeu nu mai e pusă în interiorul caselor noastre, copiii îți întorc vorba și nu mai spun, da, să rămână mamă, am înțeles, așa o să fac. Vor întoarce la un moment dat oamenii, frații, surorile, soțul la soție, soția la soț, pentru că nu mai e, dacă vreți, stăpânul care să fie acolo, de care să ai reverență, de care să ai respect, de care să ai, așa, dacă vrei, o teamă sfântă, pentru că generația în care noi trăim a pierdut teama asta sfântă, generația în care noi trăim a pierdut prezența lui Dumnezeu. De-aia vine omul lui Dumnezeu și spune, păziți-vă bine să nu pierdeți. Că în momentul în care ai pierdut, nu mai ai. Și cu ce nu mai ai, nu poți să faci ceva.
Noi am vrea să schimbăm lumea și casele noastre cu Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, da, cu mine, dar cu prezența mea acolo, dacă ea este. Înțelegeți cât e de important ca omul să nu piardă prezența lui Dumnezeu? Și vine Biblia și spune, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, să nu pierdeți momentele frumoase, să nu pierdeți prezența lui Dumnezeu, să nu pierdeți normele Bibliei, să nu pierdeți principiile Bibliei, să nu pierdeți ceea ce Dumnezeu a pus în voi, păziți-vă bine să nu cumva să pierdeți asta. Știți că noi, spre exemplu, hai să vă dau un exemplu așa, poate o să-l mai ating mai la finalul predicii, iubirea de frați. Când cineva a pierdut iubirea de aproapele, deja e complicată viața. Când cineva nu mai poate să-l iubească pe unul de lângă el, bă, tot timpul are ceva să-i comenteze, bă, tot timpul, bă, știți, e foarte ciudat. Că la un moment dat, știți povestea aia, că a cântat un prunc și a zis păstorul, bă, ce fals cântă, ferească Dumnezeu cât de fals cântă. Și la un moment dat ăștia când au tras o cortină și au zis, păi da, e băiatul dumneavoastră, bă, tașcă, cred că iasă. Pentru că așa îl iubești pe ăla din casă, îi accepți toate mendrele. Băia tău, nu contează, așa vrea el, așa e bine. La altul, bă, lasă-mă mă tu cu din astea, lasă, știți de ce? Că nu mai există iubire de aproapele. Pe ăla din casă îl iubești vreun nevrând. Băia tău, bă, și de, îți complică viața. Bă, e sentimentul ăla acolo care vibrează vreun nevrând. Tocmai de aia, dragii mei, așa trebuie să arate și viața unui om. În momentul în care îl are prezența lui Dumnezeu și îl are pe Dumnezeu în el, cu tot ce cuprinde prezența lui Dumnezeu, cu tot ce cuprinde, iubirea de semeni, spre exemplu, să rămân un pic la exemplul ăsta, și iubirea de semeni nu e pierdută, iubirea de semeni nu e abandonată, facerea de bine care nu e pierdută mai apoi, vorbele bune care nu sunt pierdute, dar de ce? Pentru că îmi iubesc semenul, dar nu e omul care poate ar merita, pentru că deseori viața unor e atât de complicată, e atât de ciudată. Trebuie deseori să treci peste vorbele unora nechipzuite, negândite, pur și simplu ciudate și dezastroase. Și trebuie să treci peste ele și să te comporți cu el ca și cu un copil al lui Dumnezeu, pentru că îți iubești seamănul, pentru că Dumnezeu cere asta. Când e Dumnezeu lângă tine, tu începi să-ți iubești semenii chiar dacă ei nu merită. Și în felul acesta se formează o unitate impecabilă. De aceea Biblia vine și spune, păziți-vă bine să nu pierdeți. Ați văzut când îmi povestea mie o mamă, băiatul meu, zice, a fost unul dintre cel mai bun băiat din biserică. A fost cu un bun simț extraordinar, cu o conduită impecabilă, un băiat excepțional. Băiatul ăsta tot ce a avut bun a pierdut, îmi spunea mama asta. Eu nu l-am cunoscut înainte, dar din povestea mamei lui și a prietenilor de acolo care cu părere de rău vorbeau despre actuala lui stare, mi-am dat seama că băiatul a fost un băiat excepțional. Eu când l-am cunoscut era un dezastru planetar. Bă, la toți răspundea flegmatic. Eu m-am dus la ei acasă și l-am salutat. L-am salutat frumos și am intrat în casă și am zis pacea Domnului și el a zis către mine niciun pace, zice, hai. Dispăreți în camera aia altă. Bă, mă uit la el, bă, pui de zoro, ce e cu tine? M-am dat, știi, și ridicol, că și penibil în fund și la urma urmei. Pentru că omul ăla a pierdut, din păcate, ce era Dumnezeu. Și eu, bineînțeles, am făcut un efort de imaginație să mi-l imaginez așa bun cum ei mi-l povesteau. O trebuie să fac un efort de imaginație, bă, oarecum. Ei, da, am înțeles totuși că așa a fost. Știți ce e cât e de periculos când omul pierde? Și acum, dragii mei, vreau să vă arăt din Scriptură trei aspecte pe care dumneavoastră le cunoașteți, la care trebuie să fiți foarte atenți și trebuie să fim foarte atenți ca să nu pierdem pe Dumnezeu și prezența Lui. Și ascultați, primul lucru, aici fiecare își face analiza vieții. Ca să nu pierzi prezența lui Dumnezeu, trebuie să fii într-o continuă dorință să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult. Atenție, simplu. Dar extrem de profund. Să nu pierzi prezența lui Dumnezeu, trebuie să fii într-o continuă dorință ca să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult. Auziți ce zice Biblia?
Filipeni 3:10. Și uitați-vă la versetul ăsta din Filipeni 3:10 care spune așa. Și să-L cunosc pe El, zice Biblia, să-L cunosc pe El, să cunosc prezența lui Dumnezeu, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și uitați-vă bine la verset, dacă nu vreți să pierdeți prezența lui Dumnezeu. Să nu ajungem ca David în situația aia, să nu ajungem ca Samson în situația lui. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Las un pic versetul ăsta. Uitați-vă la verset, câteva aspecte. Vrei să nu pierzi prezența lui Dumnezeu? Nu trebuie să existe pe planeta asta, în jurul nostru, momente în care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și noi să le ratăm. Nu trebuie să existe. Că dacă omul ratează momentele în care poate să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe Hristos, să-L cunosc pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui și atenție, și puterea învierii Lui, că îți mai trebuie încă 5 vieți din astea și nici așa nu poți să înțelegi și să cunoști pe deplin puterea învierii Lui Iisus Hristos. Adică nu există un moment în care spui, da, am ajuns, am cunoscut puterea, până aici, de aici nu mai trebuie să ajung. Adică este un izvor care cu cât scos din ce în ce în tot mai mult, iasă mai multă apă. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Pentru că dacă vrei să nu pierzi prezența lui Dumnezeu, în momentul în care cineva îți aruncă o vorbă și te jignește, nu sari. Și în momentul ăla începi să te rogi pentru cel care te-a jignit. Știți de ce? Că în momentul ăla cunoști părtășia suferințelor Lui. Asta a făcut Iisus Hristos când alții îl batjocoreau. Tată, iartă-i! Că în momentul în care te simți nedreptățit, nu ești omul care să sari în sus și să spui că cine ești tu, că de fapt ți s-a făcut o mare, mare nedreptate și nu faci altceva decât pur și simplu stai din gură. Domnul ce-a făcut? Îi smulgeau barba. Bă, dar nu era drept să facă asta. L-au bătut în ultimul hal, dar nu era drept să facă asta. Era total nedreptățit Iisus Hristos acolo. Și cu toate astea, Domnul n-a zis nimic. În contextul ăsta, omul poate să păstreze prezența lui Dumnezeu și să nu o piardă. Eram la un moment dat, poate v-am mai zis asta, era unul pe internet, pe câțiva dintre predicatori, cum ne prindea, cum ne executa. Bă, prin comentarii, tot felul de mizerii, tot felul, dar noi ne dădeam seama că cred că omul era mai slab de minte, n-avea rost să ne pune, mai ștergeau ăștia săraci comentariile ca să... Bă, și noi tot vorbeam, bă, și ce ți-o scris ăla, și ție ți-o scris, cine mi-a scris? Era colegi de suferință câțiva, că cum ne prindea, cum ne... Bă, dar numai prostii, bă, le inventa la un moment dat, te durea capul când vedeai ce scrie. Bă, și nu, ce puteai să faci? Nu știai cine e în spatele acelui cont, că poți face un cont fals, un om fără minte, să scrie vrute și nevrute, dar astea, eram oarecum legați de mâini. În interiorul nostru era o frământare și am zis, bă, nu se poate. Să poate, mă, unul zicea, bă, frate, trebuie să punem mâna pe el într-un fel, cum pui, mă, pune tu dacă poți, ce să faci, asta e. Eu la un moment dat nu era foarte onorabil să știi că cineva, slab de minte, din păcate, dar te făcea atâtea feluri, nu era onorabil, nu știa nici nopțile tale nedormite, nici kilometri, nici oboseala, nici extenuarea, nu știa nimic, bă, dar el avea ceva de zi, știa el că tu ești nu știu cum. Și la un moment dat eu am zis, Doamne Iisuse, eu mă rog pentru omul ăsta. Și Tu te-ai rugat. Mă rog pentru el, Doamne, binecuvintează-l. Vă imaginați când eu am început să mă rog prima dată pentru ăsta, ce era așa în inima mea, Doamne, dă-i tot ce are el nevoie. Doamne, nu lăsa să ducă lipsă de nimic. Doamne, binecuvintează-i viața, fă-l fericit. Ce fericire! După câteva luni de zile bune, eu plecam în Irlanda, mă pun în avion, am avut loc așa la, lângă culoar, lângă mine un băiat. Îl văd la un moment dat că începe să plângă. M-am gândit, bă, cine și are el o problemă? La un moment dat zice către mine, sunteți fratele Alin? Plângând. Eu zic, bă, ceva de-a nostru, vreo problemă, săracul. Da, da, avem 3 ore, m-am gândit eu, îl ajut, îi mai spun și eu, poate Domnul ridică. Mă gândeam, cine știe cu ce să confrunt?
Frate Alin, plângând, te rog frumos să mă ierți. Dar ce s-a întâmplat? Eu sunt ăla care am scris rău de voi pe internet. Eu am scris, frate Alin, iartă-mă, te rog, iartă-mă. Se uitau oamenii la noi în avion. Stai, mă, ești iertat de atunci, vezi de treabă. Te rog, iartă-mă, te rog, te rog. Bă, săracul în disperare. Băi, nu era mai slăbus de minte oricum să vedea pe el, dar te rog, iartă-mă, iartă-mă, tași-mă că ești iertat, mă, n-ai nicio, vezi de treabă. Am aterizat la Dublin și au zis, nu mă interesează până nu bem o cafea noi, eu trebuie să plătesc o cafea, bă, nu mai puc, am băut azi destule. Nu, 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 nu pleci de aici până nu, eu plătesc orice, te rog frumos. Băi, am făcut hatârul ăla ca să se simtă bine. Mi-am dat seama ce mare har, Dumnezeu mie mi-a dat o lecție, ce mare har să poți să fii părtaș suferințelor lui Iisus Hristos. Să faci ca El în momentul în care cineva îți face cum i-au făcut alții la Iisus Hristos. Când Dumnezeu găsește un astfel de om, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să-L cunosc, știți, haideți să mă opresc un pic la puterea învierii Lui. Ce-a făcut Domnul când a înviat? Când Domnul a înviat, atitudinea plină de entuziasm s-a răspândit în tot Ierusalimul. A înviat Domnul! Domnul a fost protagonistul acestei atmosfere extraordinare. Domnul a fost. A înviat Domnul. S-a dus și le-a spus, a înviat Hristos, a înviat Domnul. Și se duceau din loc în loc și le spuneau, a înviat Domnul, a înviat Domnul, a înviat Domnul. Și Domnul a zis, vin să mă întâlnesc cu voi, vin să vă fiu alături, pentru că am înviat și vreau să fiți acolo, să vedeți că am înviat. Învierea lui Iisus Hristos a dovedit că El este, pentru că s-a dus și s-a apropiat de oameni. Și zice Biblia, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dragii mei, suntem aici oameni care îmi spunem noi că am înviat împreună cu Hristos. Entuziasmul pe care Hristos l-a arătat după înviere trebuie să se vadă și în viețile noastre. Spuneți-i și lui Petru, unul din momentele frumoase a Domnului, da, dar Petru te-a vândut, nu contează că m-a vândut Petru. Spuneți-i și lui Petru. Și vine Biblia și spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, adică să renunț la tot ce e în spate și să încep să trăiesc o viață nouă pentru un Dumnezeu mare. Oi, caută Dumnezeu pe astfel de oameni și astfel de oameni nu pierd prezența lui Dumnezeu. 2. Ca să nu pierzi prezența lui Dumnezeu, în al doilea rând, e obligatoriu să ai o încredere neclintită în Dumnezeu. Simplu. Proverbe 3. Auziți ce zice Biblia. Proverbe capitolul 3 cu versetul 5 exprimă cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos. Încrede-te în Domnul, atenție, din toată inima ta și acum e punctul care face ca prezența lui Dumnezeu să nu fie pierdută și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Dragii mei frați, când există un om care se bizuie pe puterile lui, prezența lui Dumnezeu pleacă. Dacă eu vreau să ajut pe cineva să ridice ceva de jos și știu că nu poate să o ducă singur și zic, uite, hai să o luăm în doi. Nu, dă-te un pic deoparte, o iau singur. Mă, ogoite, hai să o luăm în doi. Nu, dă-te că o iau singur. Mă, omule bun, hai să o luăm în doi. Nu, știi ce faci? Descurcă-te singur și lași. Îl lași în pace și omul se chinuie și îl vezi după aia cum săracul din toate puterile și nu poate. Tu ești plecat. Știi ce îți va spune omul ăla? Hai ajută-mă! Dar tu ce te-o duci? Se va întâlni cu alții și va spune, bă, n-o fă de treabă fratele ăla, nu m-a ajutat. Dar tu l-ai făcut pe ăla să plece de lângă tine, arătându-ți puterile proprii. Venim la viața noastră. Nu e așa că omul uneori e tentat să-și arate puterile proprii? Crezând că poate, crezând că știe, știți ce zice Biblia? Excepțional! Dacă va voi Domnul. Și numai dacă va voi Domnul. În momentul în care cineva trăiește nu prin puterile proprii,
Și nu spune, eu pot, mă bizuiesc pe banii mei, pe înțelepciunea mea, pe familia mea, pe prietenii mei. Nu, nu. În momentul în care cineva se bizuiește pe Domnul și spune, dacă Domnul va voi, eu îmi pun încrederea mea în Dumnezeu. Dumnezeu știe, în momentul ăla omul nu mai are planuri bine bătute în cuie. Are planuri doar în linii mari și apoi lasă pe Dumnezeu să creioneze planul. Un om care are planuri bătute în cuie, înseamnă că nu se mai bazează pe Dumnezeu, nu mai are încrederea în Dumnezeu. Bate planul în cuie, de acolo nu iasă sub nicio formă, de acolo nu se poate sub nicio formă și nu se mai ghidează nicicum, pentru că el a bătut ceva în cuie. Și vine Dumnezeu și spune, bine, tu te bazezi pe planul tău de la care nu vrei să faci rabat. Pierzi. Un om al lui Dumnezeu întotdeauna va avea, ascultați-mă bine, va avea planuri în linii mari făcute, în linii mari, va creona planul, va schița planul și îl va lăsa pe Dumnezeu să-l concretizeze, pentru că încrederea mea e în Dumnezeu și știu că Dumnezeu are ultimul cuvânt, pentru că, dragii mei, cei mai mulți oameni astăzi fac planuri bine bătute în cuie, nu-i poți clinti din ce vor ei, nu-i poți clinti din ce cred ei, nu-i poți clinti din ideile lor. Și vine Dumnezeu și spune, mă, omule, în situația asta, ideea ta nu e bună. Și el vine și spune, nu contează, eu de aici nu mă mișc. Și zice Dumnezeu, da, dar pierzi. Pentru că tu te bazezi pe ideea ta, pe părerea ta, te bazezi pe ideologia ta. Știți cât e de important să punem toată încrederea în Dumnezeu, arătând că Dumnezeu e cel care poate să coordoneze orice viață? 100% să coordoneze orice viață? Cei mai mulți pierd prezența lui Dumnezeu pentru că arată acel stil de viață, mă bazez pe mine însumi. Eu pot. Eu când aud exprimări de genul eu pot, eu știu, eu sunt, eu am fost, eu voi fi, mă pierde din primele propoziții. Pentru că cine ar putea să facă ceva fără de puterea lui Dumnezeu? Cine? Nimeni. Dacă Dumnezeu se pune în pot, sau cine a făcut ceva fără de Dumnezeu? Nimeni. Trebuie să, de-aia vine Biblia și spune, adu-ți aminte, pentru că aducerea amintea binecuvântorilor lui Dumnezeu te ține cu mintea conectată la Cel care poate să-ți dea putere și de aici pe mai departe. Tocmai de-aia e cât se poate de important să spui toată încrederea în Dumnezeu, toată, să nu te bizuiești pe planul tău absolut deloc. Pentru că încrederea în Dumnezeu, atenție, încrederea în Dumnezeu se vede în viața pe care omul trăiește. Ce ziceți dumneavoastră? A avut Ștefan încredere că Dumnezeu îl așteaptă acasă? S-a văzut pe fața lui Ștefan? Zice că fața lui era ca o față de înger. Și urmau să-l scoată afară și să-l omoare cu pietre. Dar ce făcea fața lui Ștefan atât de luminoasă? Încrederea că cineva l-așteaptă dincolo de bolta albastră. Am purtat într-o perioadă, și trebuie să o mai caut acasă, poza cu bunicul meu, tata tatălui meu, în poza din Sicriu zâmbește. Au purtat pe telefon într-o perioadă. Mi-am tot schimbat telefonul și am pierdut-o, dar o caut eu înapoi. În poza din Sicriu zâmbește. Imaginați-vă că a plecat din lumea asta la 50 și ceva de ani, la o doză dublă de insulină dată de o asistentă care n-a fost atent atunci și a intrat în comă diabetică și a plecat din lumea asta. După ce i-a dat asistenta doza dublă de insulină, a încercat cu tot felul de antidoturi pe atunci să-l... dar nu s-a mai putut. O încercat ea și a spus, s-ar putea să fie bine, dar nu și-a făcut efectul. Bunicul meu se duce la colegul de salon, îi dă un număr de telefon și spune, auzi, dacă cumva se întâmplă ceva cu mine noaptea asta, să o sun la numărul ăsta. Și i-a dat numărul de telefon a cel mai mari surori ale lui. Și-a zis să suni la numărul ăsta, să le spui. La 5 dimineața bunicul meu intră în comă și în doar câteva ore, sau 4, a intrat în comă, la 5-6 a murit. Au rămas în urma lui momentele frumoase, copiii care i-au călcat pe urmă 9 la număr, oamenii care l-au cunoscut spunând că fratele Vasile a avut puterea să-L creadă pe Dumnezeu și dovada, dacă vreți, de pe fața lui din Sicriu, zâmbetul care parcă a produs o atmosferă la mormântare foarte interesantă. Pentru că
Omul când are încredere în Dumnezeu se vede pe viața lui. Se vede pe modul cum face planuri. Se vede pe modul cum se relaționează la cei de lângă el. Se vede pe modul cum se relaționează la oamenii de lângă el. Eram nu de mult cu cineva și la un moment dat a zis, frate, Alin, trebuie să mă duc să bag motorină, zice, și să plec acasă. M-am întâlnit cu el la Timișoara și am zis, no, bine, hai că mergem să bagi motorină, să pleci acasă. La un semafor ne oprește un cerșetor. Se scotocește ăsta în buzunar și spune în felul următor, bă, mai am numai să bag motorină, dar cum să fac, că dacă îi dau toți bani, mai am un pomă, mi-e milă, mă, de ei, mă. Îi dă 200 de lei. Mai avea vreo 400 și ceva de lei. Bage motorină să ajung acasă. Ascultați-mă bine, eu am trăit asta. Mașina celui frate, plecăm, bă, asta e, m-am gândit eu, lasă-mă că Domnul poartă de grijă, am zis eu. M-am gândit eu, completez eu motorina, se duce liniștit omul acasă, mi-a plăcut mult atitudinea lui. Ce credeți? Înainte să ajungem la Peco cu doar câteva sute de metri, se aprinde check-in la motor. Mașina pur și simplu nu mai trage. Bă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mașina a dat să-și facă regenerarea la filtrul de particule, el între timp a oprit-o, nu și-a făcut regenerarea și mașina s-a blocat. Acum pentru cei care cunoașteți. Trebuia din calculator, dar noi n-am știut ce s-a întâmplat. Am sunat un frate, frate, uite, e un frate aici, o rămas cu mașina, nu știu ce s-a întâmplat, nu mai trage mașina, te rog eu, hai și ajută-ne, te rog frumos. Și fratele a zice, mă, unde sunt? Păi sunt, mă, uite, lăsați cheile la peco ăla, mașina, mergeți liniștiți, mâncați, eu mă duc, iau cu băieții mei, rezolv și vă sun. Bine. La un moment dat noi mergem, am zis, hai că mergem, vii cu mine, mergem la mall să mâncăm, nu știu ce, trece timpul. Când ne întoarcem înapoi, mașina lui m-a sunat, fratele, ne-am dat o regenerare din computer, a fost bine, nu i-a făcut la timp, în fine, nu i-a explicat el, dar totul e bine, merge bine. Ce vezi că v-am lăsat mașina din nou la Peco, acolo cu cheile la doamnele de acolo, mergeți, o luați, totul rezolvat, Domnul să fie slăvit. Și mergem. Și eu mă gândeam, bă, prima dată trebuie să-i spun omule, pui mașina în pompă și bagi motorină și pleci acasă. Dar de unde? Era și fulul făcut. O zis, eu l-am sunat, frate, tu ai băgat motorină, slăvit să fie Domnul, zis, Domnul e mare și bun pentru toate. Și am închis telefonul. M-am gândit la toată scena de cu câteva, două, trei ore înainte de la semafor. Și am zis, bă, încrederea în Dumnezeu, pentru faptul că întotdeauna știi, Dumnezeu poate, n-ai te-ai dus să dai banii pe prostii. Ți-a fost milă de un om. Dumnezeu a fost acela care a vrut să dovedească și mie și lui. Încrederea în Dumnezeu întotdeauna rămâne. Prezența lui Dumnezeu coboară. Cum să nu-L vezi pe Dumnezeu într-un astfel de context. De aia vine Biblia și spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și în ultimul rând, dragii mei, ca să nu pierzi prezența lui Dumnezeu după ce te lupți să-L cunoști, după ce ți-a arătat toată încrederea, Marcu 12 cu 30. Ascultați ce zice Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu și în dimineața asta răsună pentru noi. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Lăsați un pic versetul ăsta. Vrei să nu pierzi prezența lui Dumnezeu? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Câte e în stare omul să facă pentru copilul din casa lui care îl iubește. Ești în stare să faci orice. Ați auzit oameni care au zis, eu am auzit, dacă aș putea să-i dau rinichii mei, i-aș da, să nu mai meargă fetița mea la dializă. Dacă aș putea să-i dau plămânii mei, dacă aș putea, de ce? Că-l iubesc. Și vine Domnul și spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Prezența lui Dumnezeu e pierdută pentru faptul că inima foarte des e împărțită, foarte des. Pentru faptul că sufletul nu mai e predat cui trebuie, pentru că cugetul e pătat, cu tot cugetul tău. Că deseori omul zice partea asta e bună, partea asta trebuie să o trăiesc frumos, dar mai am eu câteva treburi care n-am ce face, trebuie să le... Vrei să nu pierzi prezența lui Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea? Câte poate să facă un om și nu face? Cu toată puterea ta? Cu tot ce poți tu să faci? Dar câte nu
câte nu putem să facem și alegem să nu facem. Știți, nu vreau să exemplific aici, că-s multe. Stă în puterea omului lăsat de Dumnezeu foarte multe aspecte frumoase. Foarte multe. Și Dumnezeu îți dă ocazia să le trăiești, să le îndeplinești, să le pui în acțiune. Multe, pe diferite planuri, de diferite dimensiuni, de calități diferite. Bă, mai ceva wow, ceva mai mărunt, nu contează. Îți stau în putere lucruri frumoase, extrem de multe. Și vine Biblia și spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot ce poți tu. Când Dumnezeu vede un om că-L iubește pe Dumnezeu cu toată puterea Lui, cu toată puterea Lui, din toată inima, fără inimă împărțită, din toată inima Lui, cu cugetul curat, păstrat, curat înaintea Lui Dumnezeu, acest om nu va pierde prezența Lui Dumnezeu. Imaginați-vă că ne punem pe genunchi astfel de oameni și nu-ți mai vine să te ridici. Imaginați-vă că începem să cântăm o cântare și începe biserica să vuiască. Știți de ce? Pentru că coboară prezența Lui Dumnezeu. Imaginați-vă că ne adunăm în jurul fratelui Furdui, Ion, și coboară prezența Lui Dumnezeu. Imaginați-vă că vine cineva care vine și spune aici, în sunul unei biserici mari, oameni buni, la mine acasă e încercarea, e greu, e prăbușită, e prăbușită. Știți de ce mulți nu mai avem curajul să spunem prin ce trecem? Că deseori o spunem degeaba. Că dacă ar fi prezența Lui Dumnezeu, păi bă, nu ratezi, te duci, știi că acolo unde se adună oamenii și e prezența Lui Dumnezeu, le spui, oameni buni, trec prin încercarea asta, știi că coboară prezența Lui Dumnezeu între oamenii ăia, începe să vuiască o rugăciune, Dumnezeu intervine. Pe cum să taci? N-ar tăcea nimeni. Oamenii, noi de multe ori îi forțăm, spuneți o cauză, eu înțeleg, vă înțeleg că nu vă spuneți cauzele, vă mărturisesc, vă înțeleg. Dar tot noi suntem de vină. Că noi mai facem prin trăirea noastră frumoasă pe cel de lângă mine să aibă curajul să-și pună cauza, conștienți că Dumnezeul nostru coboară, că suntem oamenii care nu pierdem prezența Lui Dumnezeu, că suntem oamenii care coborâm prezența Lui Dumnezeu. Dar pentru asta, dragii mei, să nu uitați, oamenii trebuie să lupte să-L cunoască pe El. Oamenii trebuie să aibă toată încrederea în Dumnezeu, să dovedească asta. Oamenii trebuie să-L iubească din toată puterea lor. O să cântăm o cântare acum la final. Pentru că, dragii mei, Hristos vine și trebuie să ne găsească echipați, nu cu lucruri pierdute. Îți spun eu o cântare, așa într-o liniște și un har, poate ai să vii Iisuse iar, când nimeni nu s-ar aștepta, atunci va fi venirea ta. Dar oare venirea aia cum o va găsi pe mine? Iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima mea? Eu ieri eram la Bistrița, la o nuntă, și fratele păstor Nelu Negrușer de la Cluj îmi povestea, frate Alin, am stat 93 de zile în comă, 93 de zile în comă. După 93 de zile când am deschis ochii, mi-am văzut soția lângă mine în terapie intensivă, cu ochii plini de lacrimi. Dar în momentul când o văzut că eu am deschis ochii, a început să-mi zâmbească. O să-i sclipeam din ochi că nu puteam încă să-i țin deschis. Dar o să știi ce mult a făcut pentru mine? Dovada iubirii ei. Faptul că era acolo când eu am deschis ochii și faptul că mi-a zâmbit. Știți? Dovada iubirii noastre față de Dumnezeu e că suntem lângă El. Că suntem acolo. Că mai zâmbim lui Dumnezeu prin viața trăită frumos. Că nu ne împărțim iubirile cu lumea. Că nu ne împărțim inima cu societatea. Că avem puterea să-L căutăm pe El, să-L cunoaștem. Și chiar dacă trebuie să ne facem asemenea suferințelor lui Iisus Hristos, iubiți-i pe aia de lângă voi. Merită. E greu primii 10 să iubiți. După aia mere de la sine. E greu să iertați pe primii 10. După aia vă obișnuiți. Și când viața
E sub mâna unui Dumnezeu care doar te pune în câștig. Și când trăiești în așa fel încât să nu pierzi și te păzești să nu pierzi, când ai mai mare nevoie, coboară prezența lui Dumnezeu. Și când prezența lui Dumnezeu coboară în casele noastre, inima tresaltă. Când prezența lui Dumnezeu coboară în biserica noastră, o să trebuiască să-i opresc eu din cântare. Când prezența lui Dumnezeu coboară în inimile noastre, nu trebuie să tragă nimeni de nimeni să vină la repetiții. Nu o să zică nimeni că e prea mult. Nu o să zică nimeni că e prea obositor. Nu! Astea se zic că nu-i prezența lui Dumnezeu. Când coboară prezența lui Dumnezeu, nu o să zică nimeni că sunt prea multe slujbe. Nu! Toate astea sunt pentru că nu e adevărata prezența lui Dumnezeu. Și nu pierde nimeni decât noi. Și vine Biblia și spune, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre. Și să primiți o răsplată de plină. Mai zâmbește lui Dumnezeu prin trăirea frumoasă. Nu te mai împărți pe altarele lumii și nu te mai jerfi pe altarele lumii. Adu-te pe tine ca jertfă plăcută, sfântă, vie, înaintea unui Dumnezeu mare, spunându-i, Doamne, eu nu vreau să te pierd niciodată. Pentru că așa într-o liniște a vremurilor noastre, când pare că și cu cutremurile ne-am obișnuit, și cu războiul ne-am obișnuit, așa într-o liniște și un har pe care noi spunem, uite ce har, se prea poate să vină Hristos, să te găsească un pierzător și să pierzi pentru totdeauna. Dar în momentul în care tu știi să lupți, să nu pierzi prezența lui Dumnezeu, cunoscându-L pe El, încrezându-te în El, iubindu-L pe El, viața are un mers impecabil. Aș vrea să cântăm cântarea asta și vă invit să vă și ridicați în picioare împreună cu tinerii noștri. Și haideți din toată inima să medităm la viața noastră în timp ce cântăm. Să ne gândim la faptul că avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Să ne gândim la faptul că avem nevoie de harul lui Dumnezeu revărsat. Să ne gândim la faptul că avem nevoie de lacrimi pe obraz. Că avem nevoie de o inimă mai sensibilă. Că avem nevoie de hotărâri noi să nu ne mai împărțim iubirea între lume și Dumnezeu. Să nu ne mai împărțim inima între lume și Dumnezeu. Să nu ne mai credem singuri înțelepți și să spunem că noi putem. Nu! Dacă poate cineva ceva, e că Dumnezeu e bun și mare. Dacă am putut ceva cândva, e pentru că Dumnezeu e mare. Și în dimineața aceasta, în timp ce cântăm, gândindu-ne la faptul că dacă vine Hristos și ne găsește pierzător, pierdem pentru totdeauna. Și vrem să-i spunem Domnului în inima noastră și apoi în rugăciunea noastră, Doamne, ajută-ne să trăim ca și niște câștigați ai Tăi, cunoscându-Te pe Tine în fiecare zi. Mai mult și mai mult. Dumnezeu să ne ajute.